la lui Iisus Hristos. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei, cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de păpușile nu era loc pentru el.